Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă emisiune Media Obiectiv. Vorbim în această seară despre trecut și prezent cu domnul inginer Gheorghe Cuțitei, secretarul organizației PSD Făgăraș. Domnule Cuțitei, bine ați venit! Bine v-am găsit și la mulți ani! La mulți ani! Dumneavoastră și făgărașenilor, pentru un an mai bun, mai eficient și cu mai multe satisfacții. Așa să fie, domnule Cuțitei. Mi-am propus ca în această emisiune să vorbim, așa cum spuneam la debut, despre trecut și prezent. De ce acest lucru? Dumneavoastră sunteți de profesie inginer și de-a lungul timpului ați pus umărul la ridicarea acestui oraș, de ce nu la ridicarea unor investiții de anvergură la nivel de județ, și îmi bazez aceste afirmații pe funcțiile pe care dumneavoastră le-ați deținut. Și aș vrea să spun, ați fost omologul acum câți ani, îmi spuneți dumneavoastră imediat, al actualului președinte al Consiliului Județean Brașov, Aristotel Căncescu, și primar al Făgărașului. Când se petreceau toate acestea, domnule Cuțitei? Începând din 1968, de la reîmpărțirea administrativă a României, atunci am fost ales, după aceea primar al Făgărașului. Am funcționat circa 7 ani până la sfârșitul 1974, când am fost promovat așa la județ, la Consiliul Județean Brașov, unde am stat iarăși circa 7 ani până în 1981. Cum era, haideți să vorbim despre Consiliul Județean Brașov, de ce vă întreb acest lucru? Practic, care era aria dumneavoastră de răspundere și pe ce domenii de activitate se bază? Păi, ca și astăzi, Consiliul Județean se ocupă de problemele administrației publice. Problematica fundamentală și la Consiliul Județean și la primărie nu era prea deosebită de cea de astăzi. Aceleași probleme, aceleași domenii de activitate, aceleași răspunderi existau și atunci ca și astăzi. Numai că diferau atunci mijloacele, metodele, să spun, metodele oamenilor, metodele de planificare, metodele de efectuare a lucrărilor și a tuturor acțiunilor. Era un alt sistem, era un alt regim. Iată, la Brașov, de exemplu, aveam la îndemână, în subordinea Consiliului Județean, toate facilitățile de a îndeplini atribuțiile prevăzute prin lege. Aveam întreprindere de drumuri județene, aveam întreprindere forestieră, de exemplu, aveam șantiere de construcții civile. Existau în județ și șantiere de construcții industriale care se ocupau de dezvoltarea fabricilor, întreprinderilor, și erau nenumărate în acea vreme în construcție și în dezvoltare continuă. Și la Brașov și în celelalte localități și în Făgăraș. Pe vremea când îmi spuneți dumneavoastră până în anii 70, practic, cu 2 ani înainte de anul 1970, era un pol industrializat Brașovul pentru această țară? Era... S-a împlin... ocupa locul 2 după capitală. În privința, să zicem, a producției industriale, a valorii producției industriale, și era la concurență cu Prahova, cu Ploieștiu. Aveam câte un an când eram sub Ploiești, să zicem așa, de ca valoare a realizărilor, a producției, dar în principal eram pe locul 2 după capitală în privința produsului intern brut. Vorbeați despre Ploiești, despre județul Prahova, Prahova, ca fiind industrializat puternic, și ei, dar erau petrolul mai... Petrolul și gazele. Petrolul, gazele, industria petrolieră. Industria petrolieră. Da, și altele. Da. Bun, aș vrea să vă întreb, ca și funcție pe care ați ocupat-o, ce ținte aveați dumneavoastră cât timp ați condus Consiliul Județean din acea vreme? De dezvoltare, bineînțeles, pe ce segmente vă bazați? În acea etapă, în anii 75, 76, 77, toată energia, de cea mai mare parte a energiei Consiliilor Populare erau spre dezvoltarea locuințelor. Aveam un volum mare de locuințe,
planificate cu sarcine de la conducere țării, construiam până la 10.000 de apartamente pe an. Și era o întreagă bătălie, era vorba de un mare număr de oameni pe șantiere, era vorba de industriile conexe, de materiale care concură la realizarea unei ansamblu de locuințe. Era vorba de proiecte de mărim. Iată, pe vremea când eram eu acolo, am început de la zero, pot spune că am pus, să zic așa, piatra de temelie a cartierului Răcădău din Brașov, cu multe eforturi, și cu satisfacții foarte bune. Cartierul Răcădău este unul dintre cele mai frumoase din Brașov. Ziceți multe eforturi, având în vedere și dificultatea construcției, fiind zona muntoasă și împădurită. Sigur, au fost vorba și de terenuri, de obținut de la... Iată, sub ochii dumneavoastră, din ce îmi spuneți, au apărut niște investiții extrem de importante. Am dat un exemplu. Au fost multe altele. Pe lângă Brașov acum, aș vrea să-mi vorbiți puțin și de zona adiacentă Brașovului, pentru că dumneavoastră cu siguranță răspundeați și de tot ceea ce înseamnă celelalte orașe ale județului, inclusiv zona rurală. De ce vă mai amintiți ca și investiții de anvergură? Păi, multe investiții cu caracter social. Am făcut multe cămine culturale, de exemplu, în comunele din Brașov. Ne-am ocupat serios de aducțiuni de apă. În perioada aceea am realizat aducțiuni cu apă a orașului Rupea, dintr-o zonă depărtată de oraș, așa, la câteva zeci de kilometri. De asemenea, am rezolvat multe probleme și în orașele din zonă. În Codle am realizat spitale, am realizat și multe ansambluri de locuințe, aducțiuni, forări de puțuri de apă, de exemplu, în zona Codle, de exemplu, și în alte orașe, la Săcele am făcut multe construcții de locuințe. Și acolo ne-am ocupat și de barajul de la Tărlung pentru apa Brașovului. Care alimentează... Am avut multe activități în legătură cu canalizarea Brașovului. Atunci am avut un mare proiect de canalizare cu care a trebuit să mergem la aprobări, cum era atunci, la șeful statului, la Ceaușescu. Ați fost vreodată față în față cu Ceaușescu? De mai multe ori. Cum ați colaborat? Cum se purta dialogul? Era strict, să zicem, specializat pe un domeniu. Am prezentat odată, de exemplu, la Ceaușescu, dezvoltarea Făgărașului. Proiectul de centru civic al municipiului Făgăraș. Altă dată am prezentat proiectul centru civic al Brașovului. Am prezentat canalizarea Brașovului, o lucrare foarte mare de câteva milioane de lei, care trebuia să aibă girul șefului statului. Și vă întreb puțin, țineți minte că circulau în regimul comunist niște zvonuri potrivit cărora președintele de atunci, Nicolae Ceaușescu, nu avea chiar foarte tare la inimă această zonă din centrul țării. Ce ne puteți spune? Da. E adevărat? E adevărat, să spunem așa. Poate că s-a extins această antipatie, să zicem așa, și asupra destinului unora dintre noi. Dar trebuie să spun un lucru. Eu m-am luptat atunci, când eram și primar și după ce am ajuns la Brașov, să facem un hotel. N-aveam un hotel în Făgăraș. Știți bine că aveam hotelul Negoiu de aici, din centru. În acel hotel am fost și eu cazat când am venit prima dată în Făgăraș. Acolo am dormit prima noapte de făgărășan. Tânăr inginer la Făgăraș, repartizat. Da, vreau să-mi povestiți și cum ați ajuns la Făgăraș, da, după ce îmi spuneți. A, deci să înțeleg că întâi dumneavoastră ați fost primar și pe urmă ați fost la Consiliul Județean. Da, da. Bun, haideți atunci. Așa. Exact, spuneți-ne, deci primar al Făgărașului, în ce perioadă? 68-74. Așa. În februarie 78 până în decembrie. Cum era 74. Atunci? Nu era pe mandate? Cum se numeau primarii? Foarte atunci interesant. Atunci aveam alegeri din 2 în 2 ani.
Așa. Din 2 în 2 ani erau ales, că eram pe funcția de primar, de prim-secretar al Făgărașului și automat primarul, primar. Și din la fiecare 2 ani ne alegeau. Ne alegeam într-o conferință, dăm un raport, ca și acum, o dare de seamă. Așa. Da? Și atunci se supunea la vot, la vot secret, și așa am fost ales de 3 ori, parcă am fost ales la rând. Așa. Unde era primăria? Tot unde și acum? Exact, biroul Mânduc de astăzi era și biroul meu de atunci, mai modest, mai simplist. Așa. Și exista un consiliu local? Exista un consiliu, nu era consiliu local, erau deputați orășenești. Câți la număr? Erau de 11, 13, similar, 15 ca și acum, care se alegeau pe cartiere. Asta era deosebirea. Nu se alegea la grămadă. Se făcea o alegere pe cartierul respectiv și omul repartizat să răspundă în fața primăriei, să aducă problemele, cerințele cetățenilor dintr-un anumit cartier. Erau primari, erau viceprimari pe domenii, pe domeniul de construcții. Cine a fost viceprimar? Unul din ei a fost iată că Chirovici. Viceprimar pe vremea mea, cu problemele de construcții în primărie și de administrație publică, a fost Chirovici. Tatăl celor doi băieți Chirovici care sunt cunoscuți. Cum se luau deciziile? Cum colaborați cu acest aparat, cum se numește în termeni de specialitate, propriu al primăriei? Că, pe urmă, vreau să vorbim și despre structura primăriei, despre angajați. Nu foarte detaliat, doar așa să ne prezentați păreri. Vă spuneam la început că problematica administrației publice nu diferă cea de astăzi de cea din trecut. Erau aceleași greutăți, aceleași probleme, aceleași nevoi, aceleași cerințe ale populației, și anume construcția de locuințe, curățenia orașului, asfaltarea străzilor. Eu am reușit în acea perioadă să asfaltez o bună parte din străzile Făgărașului. Și vorbim acum despre investițiile de amploare cele mari, care au luat naștere sub ochii dumneavoastră. Îmi spuneați despre asfaltarea străzilor, vă rog să dezvoltați, și pe urmă despre infrastructura apă canal și cea de gaz metan. Atunci s-au construit multe obiective din acestea de infrastructură. Una din cele mai importante a fost sistematizarea, adică o activitate foarte importantă a fost sistematizarea orașului. Cine își amintește de acei ani, dacă veneai de la Sibiu și treceai spre Brașov, trebuia să faci niște sinusoide prin Făgăraș până ajungeai la ieșirea actuală, la ieșirea dinspre Brașov, într-o zonă de, spunem, de cocioabe, de locuințe vechi, dărâmate, și a trebuit să le asanăm, să facem o asanare a zonei. Spuneți-ne zona. Și să, cum? Spuneți-ne zona. Prin ce zonă se trecea? Ca și cartier acum. Da, păi să trecea prin fața poliției actuale. Da. Se mergea pe doamna Stancă încoace, care zicea 6 martie, după cum știți, se venea pe Tăbăcari, se lua la, se făcea o curbă la dreapta și se mergea spre ieșire. Deci nu aveam o autostradă, un ax principal al Făgărașului. Și pentru asta s-au făcut multe, a trebuit să facem multe eforturi demolări, am avut nevoie să demolăm mai multe case, însă am respectat niște indicațiile care erau și atunci foarte aspre în legătură cu păstrarea a ceea ce era bun de păstrat. Deși se spune că am mers cu tăvălugul, nu e adevărat, am ocrotit, să spun așa, și am păstrat tot ceea ce era valoros din locuințele de atunci. Vă referiți la valorile de patrimoniu? Da, valorile patrimoniului, n-am stricat nicio valoare de patrimoniu în Făgăraș. Nu erau pe traseul ăsta, l-am făcut așa fel încât să nu o lovim. Doar era aici, pe unde este acum biserica, catedrala, era o casă, spunea, o casă mai a cătării.
spunea, Cocoșoal. La Cocoșoal, da. Asta era mai, poate mai recunoașteți. Că era din da. Pozele pe care asta noi le avem din Făgărașul de Dinioară, era renumită ca și arhitectură, așa. Ca și poziționare. Singura a fost, da, a trebuit să face loc centrului civic al orașului. Atunci, în legătură cu asfaltarea. Cât ține asfaltul? Era de calitate? Mult mai bun decât astăzi. Haideți să vorbim și despre bani. Știți foarte bine că lucrările de infrastructură, nu numai, majoritatea lucrărilor de investiții de o foarte bună bucată de vreme încoace se fac prin intermediul administrațiilor publice locale, cu licitații, cu caiet de sarcini, cu firme care vin să lucreze, unele mai mult sau mai puțin pe principii clientelare. Cum se lucra atunci? Atunci nu exista niciun fel de licitație. Existau mai puține firme, dar mai bune decât cele de astăzi, după părerea mea, mai serioase, în sensul, deși nu aveau tehnologia de astăzi, aveau o tehnologie mai rudimentară, mai învechită, însă probabil mai trainică, mai durabilă lucrarea care o făceau decât cea de astăzi. Aveam libertate atunci să contractăm lucrarea cu cine credeam noi că este cel mai bun din zona respectivă. De exemplu, pentru reparațiile străzilor, pe vremea aceea am adus o echipă de asfaltatori din Ploiești. I-am contactat prin cineva și au venit vreo 6-7 tineri, băieți draveni așa, și i-am angajat la primărie pe o perioadă caldă de timp frumos și mi-a... A, deci nu se făceau asfaltări nici pe ploaie, nici pe ninsoare. Nu. Era exclus. Era exclus. Și această echipă repara orice defecțiune care apărea pe raza municipiului Făgăraș. Cum ați găsit-o? Că totuși, nu cred că prin recomandări, prin totuși v-ați interesat? Prin niște făgărășeni care s-au cunoscut undeva și i-am contactat și am venit, i-am angajat aici, i-am plătit. Bun, haideți să vorbim de bani, fiindcă ați folosit acest termen, i-am plătit. Am vorbit și la Brașov despre investiții de anvergură. Da. Iată că am început să vorbim și la Făgăraș despre investițiile pe care dumneavoastră le-ați inițiat. Da. De unde veneau banii și dacă vreodată v-ați pus problema că nu sunt bani dacă v-ați fi propus să faceți un anume tip de investiție? Da. Dacă procedeul era următorul, la Făgăraș avem nevoie de o lucrare. De exemplu, în urma inundațiilor din anii aceia... 70-75, că parcă au fost de două ori prin 71-72, atunci am avut mari inundații, am pus problema devierii râului Berivoi, care trecea prin Făgăraș, știți bine, trecea prin pe aici, pe lângă Negoiu, pe lângă liceul Radu Negru și era deschis, albie deschisă, erau niște punți de trecere de la un trotuar la altul și era mizerabil în sensul că toți locatarii care erau pe malul râului deversau toate să zicem așa, dejecțiile în acea vale. Fiindcă nu era canalizare. Nu era canalizare. Când venea apa mai mare, ducea așa, dar era urât. Și atunci am făcut un demers, am adus un proiectant de la noi, din Făgăraș și de la Brașov, de la Institutul de Proiectări, aveam Institutul de Proiectări propriu al Brașovului, și ne-a făcut un proiect de deviere a râului, l-am dus în Racoviță, pe la cimitir, știți unde trece, și pe albia lui, în oraș unde era, am podit cu grinzi de beton puternice, încât să poată trece greutățile peste el și să facem și parcări. Iată o investiție de anvergură pentru acea vreme. Această investiție, nu aveam nevoie să avem bani. Dacă ne aproba, s-a aprobat investiția pentru Făgăraș, acoperirea râului Berivoi, de exemplu, a apărut la Ministerul de Finanțe și poziția cu banii. Mai țineți minte suma?
Nu mai țin minte. Nu mai țineți minte. Dar n-a fost așa de mare. Ca să facem așa o paralelă, da. Cam cum se vehiculează sumele pentru investiții în ziua de azi. Deci n-aveam grija fondurilor, decât grija să ni se aprobe lucrarea. Când era aprobată, erau bani din fondurile centralizate, din bugetele Consiliului Județene sau ale Guvernului și odată cu apariția în plan a acestei lucrări, apărea și la Ministerul Finanțelor poziția cu suma de bani. Pe Valea Berivoiului am făcut pe urmă, în zona unde este acum cartierul 13 decembrie, am astupat valea. Valea era adâncă, mă rog, și am profitat de faptul că se construiau atunci în upruc, în combinat, erau șantiere suficiente și aveau nevoie să depoziteze pământul escavat din locul unde se făceau. Iată, se conlucra secții cu două platforme industriale, da, puternice din Făgăraș. Și am convenit cu directorii de la combinat și de la UPRUC și tot pământul care exceda și trebuia dus undeva, depozitat undeva mai departe, pe la Mândra, pe la nu știu pe unde, pe la Șercaia, așa, acel pământ l-am adus în vale și am umplut toată Albia, matca râului Berivoi și acolo am început să construim cartierul 13. Deci, după ce l-am nivelat, l-am tasat, l-am trecut cu utilajele. Și acolo, pe cele două, am creat strada, așa, 1 decembrie 1918. Rămânem tot lungul. Acolo. Vorbim, da, și despre pasarela pe sub calea ferată, iarăși o investiție, da, de anvergură. Da. Îmi spuneați că tot în timpul, da, când dumneavoastră ați condus Făgărașul... Aveam dificultăți acolo cu... Erau trenuri suficiente în fiecare zi și noapte și mai ales... Se trecea persoane, așa, peste... Se trecea peste... Malul acela de pământ, da, era totuși un mare. Peste linia ferată, era un deal. Un deal, cum este, cum se vede și acum. Deci la nivelul unde trece calea ferată, pe acolo treceau oamenii. Și atunci am... Iarăși am făcut demersurile necesare la forurile județene și la guvern și ni s-a aprobat să facem pasajul. Se întâmplase și niște necazuri, a avut câteva accidente pe linia asta ferată din cauza că oamenii veneau, mergeam mulți la combinat cu bicicletele și cei care stăteam în cartierul gării, acum unde este 13 decembrie și așa mai departe, la gară mai ales atunci, nu mai coboram din coarne, ci o luam pe linia ferată cu bicicletele pe lângă bicicletă, cu bicicletele de coarne și mergeam spre blocuri, spre locuințe. Și de multe ori venea trenul și trebuia să sărim de acolo să ne ferim. Ce era la Șenchea? Apropo de ce îmi spuneți acum, Șenchea de astăzi, că acolo a rămas totuși acea problemă cu trecerea la nivel peste calea ferată nerezolvată și iată, s-au întâmplat foarte, da, multe accidente. Da, s-a întâmplat necazuri, da. Și atunci am făcut un proiect, am găsit niște specialiști care au făcut o lucrare foarte rapid, au făcut un... Și de anvergură, că n-a fost ușor să străpungă, așa, practic malul... Au perforat întâi dealul pe sub linia ferată, au făcut o breșă și urmă a susținut... A făcut un pod de susținere a căii ferate și au săpat încât n-am oprit circulația pe calea ferată, s-a făcut o lucrare de interes tehnic important atunci. Ar fi greu la Șenchea, domnule Cuțitei, despre ce vă spuneam eu acum, ca și da, cred că nu. Realizare? Cred că dacă ar exista preocupare din partea Ministerului Căilor Ferate. Se vehiculează că este vorba de bani foarte mulți. Probabil acum s-au mai scumpit și mai sunt și alte cheltuieli colaterale, să le spunem așa, dar valoarea unei asemenea lucrări ar fi efectiv compensată de salvarea vieților umane. Vorbim de o altă investiție, fiindcă de la pasarela din 13 decembrie vă propun să mergem pe strada Trandafirilor, să intrăm în cartierul Florilor. Da. Ați văzut pas cu pas și construcția acestui cartier. S-au construit locuințe, s-au construit segmente de duplexuri care au putut fi cumpărate de oamenii muncii, cum se spunea pe atunci, din combinat, la prețuri accesibile. Da, acolo a fost croit mai înainte de a veni eu primar început cartierul.
pe vremea mea sau mai erau locuri de construit, iar când a început cererea, să crească cererea de locuințe, atunci în perioada aceea am făcut strada Trandafirilor, strada Firilor care este în apropierea căii ferate. Am chemat specialiști în acustică industrială să vedem dacă locuințele sunt prea departe sau prea aproape de linia ferată cu zgomotul, și am convenit că se poate face acolo o stradă. Și am făcut strada Trandafirilor, am dat aprobări să construiască și pe partea cealaltă, adică spre linia ferată. Și a mai rămas și spațiu până linia ferată suficient. Și pe urmă oamenii au fost cei care au venit și au construit acele case de-a lungul liniei? Da, da, acolo s-au construit case particulare. Case, tot cartierul era particular. Bun, și acum iată am avut un episod cu acel cartier. Când eram la Brașov, începuse așa, nu mai erau locuri, erau niște dispoziții de la centru să ocupăm cât mai mult fiecare metru pătrat de teren, să nu risipim terenul agricol, să nu ne întindem spre... Era mare problemă să muți hotarul unei localități să ocupi terenul agricol. Și atunci a venit ideea, nu știu cui, să îndesească cartierul Florilor. Adică să ia acele grădinuțe, acea zone de curțile lor, să le micșoreze și să mai facă câte o construcție acolo. Eu cunoșteam foarte bine cartierul și îmi plăcea enorm și a venit la mine la Brașov cu proiectul să-l aprob. Ținea de aprobarea de la Brașov, nu trebuia să meargă mai departe. Și așa m-am enervat când am văzut că se strică un cartier atât de frumos, încât am rupt pe loc desenele acelea și am spus să nu mai veniți, să mă îmblați cu asta, lăsați cartierul să răsufle măcar într-o zonă, pentru că începuse să construim blocuri de-astea din dispoziție de sus, mici, cuști, să spunem așa. Unde? În ce zonă? Tot acolo în 13? Tot în 13 am construit blocurile alea cu, fără sau la gare, erau cele de tineret cu condiții foarte reduse. Pentru că se cerea număr de apartamente, se cerea cât mai multe și acele erau cotate la număr. Și a fost o perioadă grea pentru noi, pentru inginerii proiectanți, care au fost nevoiți să facă rabat de la, meseria lor și să facă blocuri proaste. Și atunci colaborați cu Institutul de Construcții din București? Nu, aveam institutul la Brașov. Aveam institutul la Brașov. Și m-am luptat ca acel cartier să rămână așa cum este și a fost bine. Bun, am ajuns de pe strada Trandafirilor la Spitalul Municipal. Iată încă o investiție de anvergură pentru acest oraș. Da, este o istorie întreagă cu acest spital pe care, mă rog, noi nu-l știe toată lumea, nu numai, și nici nu nevoie să-l știe tot. La început, spitalul trebuia să fie la combinat, pentru că era... A fost acolo un spital. Era alt spital, dar trebuia să fie acesta care l-am făcut în Făgăraș, să fie construit pe locul sau lângă cel din combinat, pentru că s-a obținut aprobare să plătească acest spital, să-l cheltuiască banii Ministerul Chimiei, că era un spital pentru muncitorii fără. După mai multe etape de discuții cu miniștrii, că era atunci un minister al construcțiilor civile și industriale, construcții industriale era, așa, în discuție cu ei am ajuns la concluzia că cu autoritățile județene și centrale să-l construim pe locul unde este acum construit. Între timp însă aveam și un director la spital foarte inimos, am început să procurăm utilaje. Încă... Cine era director? Pop Gheorghe se chema. Pop Gheorghe. A murit de câțiva ani. Și am procurat utilajele necesare
pentru spital, le-am depozitat în magazin la combinat și până am început construcția. După proiecte tip, care s-au făcut și în alte părți, a fost un spital la ora aceea, dar și acum este un spital bine. Puteți să-mi spuneți anul cam când se prefigura acest proiect de anvergură de care îmi povestiți? Da, păi în anii 75-76 s-a terminat spitalul, că eu eram la Brașov când s-a terminat, îl începusem. De fapt, când am ajuns la Brașov, mai erau de făcut utilări, de finisări și mai departe. Și a venit atunci o dispoziție de reducere a valorii investitorilor. A fost, poate și amintesc mulți dintre colegii noștri, că trebuia fiecare beneficiar de investiție și executant să reducă cu 30%. Vrei, nu vrei, era perioada, când începuse perioada să ne pregătim pentru plătirea datoriilor externe și să reducem și din cheltuielile de investiții. Vorbiți aici până în anii 80. Da, până în anii 80. Începuse deja. Și atunci a spus, nu mai faceți etajul ultim. Ce era, cum era să reducem noi cu 30%? Să oprim construcția ultimului etaj. Antima construcție, le-am spus, să lase acele mustăți de la fierul beton să nu reteze acolo ca să putem să eventual să continuăm. Și după ce am ajuns la Brașov, așa, am mai ținut legătură. Sigur că veneam des la Făgăraș. Bun, să înțeleg că dumneavoastră, prin plecarea la Brașov, vă ocupați în continuare de Făgăraș. Bineînțeles, ca și cea mai mare partea timpului meu, așa, l-am dedicat zonei Făgărașului. Mi-au și acceptat cei de la Brașov, pentru că cunoșteam bine zonele și cunoșteam și oamenii și oamenii mă apreciau și veneau la mine mai des decât la alții, nu numai de Făgăraș, dar și în alte părți. Și atunci am aprobat din banii, din rezerva Consiliului Județean, așa am aprobat suma necesară terminării și ultimului etaj de la spital după ce se încheiase investiția și deci cu banii locali. Și așa s-a făcut spitalul. O investiție importantă. Nu este... acum aș vrea să fac o precizare, fiindcă am mai avut... Nu este meritul numai al meu personal. Nici nu vreau să-mi arog cine știe ce merită. Eu am avut doar... să zic așa, menirea să coagulez niște eforturi și să mă implic în rezolvarea problemelor. Așa, de exemplu, și la combinatul chimic, cam citit în niște ziare pe aici că, mă rog, au fost personalități excepționale și au făcut și au dres. Este adevărat că și omul sfințește locul, dar omul singur nu poate face dacă nu are celelalte mijloace în jur, oameni de încredere. Și Făgărașul, vă spun cu satisfacție și cu așa, cu amintiri plăcute, Făgărașul a dispus în acea epocă de oameni, de mulți oameni de valoare, de ingineri foarte bine pregătiți, foarte devotați. Au fost oameni care și-au lăsat familia, lăsau familia să facă treabă în Făgăraș. Și ce s-a ales de toate acestea, domnule Cuțitei? Și acum, este unul dintre motivele pentru care v-am invitat în studio, da, să ne povestiți, pentru că dumneavoastră ați fost martor al unor vremuri când au înflorit multe lucruri, da, și iată ați ajuns. Eu am avut, doamna Panade, am avut satisfacția în acea perioadă de avânt industrial, de construcții, am avut satisfacția aceea că cel puțin o dată la lună, chiar la lună, dacă nu la trimestru, să particip la punerea în funcțiune a unui obiectiv din Făgăraș, fie la opruc, fie la combinat, fie la industria locală, obiective mai mari, un atelier, o secție nouă, și se construim atunci, ne simțeam valoroși din punct de vedere uman și din punct de vedere profesional. Ați fost o verigă importantă la Combinatul Chimic Făgăraș, ați condus centrul de calcul, era o instituție practic ce a pornit așa ca o noutate pentru toată lumea, a fost ceva la vremea respectivă inedit pentru oameni, pentru dezvoltare.
Ați colaborat cu șefii importanți ai combinatului chimic? Ați asistat la investițiile noi din combinat? Bineînțeles, eu am venit în anii 58, în anul 58, inginer, stagiar. Am ocupat funcții de șef de serviciu, șef de secție, cum ar veni. Am fost secretar al comitetului de partid pe combinat. Ați fost repartizat la Făgăraș, iată, da? Cu repartiție. Care a fost prima impresie când ați venit? Dacă... V-ați îndrăgostit de acest oraș din moment ce ați ales să rămâneți? Nu atât de oraș, dar eu vreau să-mi fac meseria. Întâmplarea a fost că am evoluat spre administrație, spre politică, așa într-un sens. A fost o simplă întâmplare. Eu eram, să zic așa, pornit și să-mi fac o carieră, să cunosc bine meseria mea de inginer mecano-energetic. Asta era profesia mea. Și de aceea am fost departizat la Făgăraș, la centrala termică. Acolo mi-am început ucenicia și am fost până și șeful transporturilor. Și până am fost ales, așa, numit. Ești bun. Pe funcție administrativă. Da, ești bun să faci treaba asta. Așa. Și am avut satisfacția cunoașterii, așa, în amănunțime a specificului combinatului, a oamenilor, o mare valoare au avut Făgărașul prin specialiștii din Făgăraș, prin oamenii de la combinat pe care am cunoscut în acea etapă și după aceea, și am avut satisfacții de genul acesta, mai mult sufletesc și mai puțin material. Iată, au trecut 23 de ani, domnule Cuțitei, de la evenimentele din 1989. Practic, ce ne-ați povestit până acum, am vorbit despre trecut, haideți să vorbim puțin și despre prezent, da? Foarte scurt să trecem în revistă ce s-a întâmplat după cei 23 de ani. Ce vedem? Vorbeați despre investiții, vorbeați despre înflorirea industriei, vorbeați despre o activitate permanentă. Da, foarte scurt, o părere. A fost o etapă de înflorire și o bruscă etapă de decădere a industriei făgărașene. Și fiind un oraș bono-industrial, iată că suportăm consecințele. Două mari întreprinderi, mai mare combinatul, ceva mai mic cu Prucu, erau o mândrie pentru oraș, pentru județ și pot spune și nu degeaba, combinatul s-a numit și a purtat titlul de combinatul chimic numărul 1, pentru că de aici au plecat nenumărați specialiști în alte combinate. Era epoca când s-a dat o mare importanță chimiei în România. Chimia astăzi... Ramură pe... Da. Dispărută, putem spune. Aproape spre... Nici măcar pe cale de dispariție. Da, da. Bun, domnule Cuțitei, am trecut în revistă toate aceste lucruri foarte interesante despre care ne-ați povestit ca și experiență de viață. Iată, ați rămas în continuare o persoană extrem de fidelă unui crez al dumneavoastră, acel crez care nu trebuie contestat nimănui din punct de vedere politic. Fiecare om are dreptul să îmbrățișeze un crez politic. Noi astfel l-ați îmbrățișat de multă vreme pe cel social-democrat. Și iată, ați rămas o persoană fidelă social-democrației, o persoană, să zic așa, care are funcția de secretar al formațiunii politice PSD Făgăraș. Cum vedeți că s-au mișcat lucrurile, pentru că a fost 2012 un an politic extrem de important, extrem de frământat și plin de alegeri? Da, am fost nu numai martor, ci și, să zic, actor în toate întâmplările astea din anul 2000. Aceste campanii de la capăt și până la coadă, și vorbim aici până în 2012. M-am ocupat de organizație dintr-o pornire, să zicem, mai mult umanitară, mai mult de a face bine oamenilor, de a avea un instrument, o asociație prin care să rezolvăm din problemele multiple ale cetățenilor Făgărașului. Nu pentru mine, eu eram pensionar,
Am o pensie modestă, dar decentă, dar suficientă așa pentru pretențiile mele care sunt destul de reduse, să spun așa. Bun, această activitate presupune că vă îngrijiți practic de toate atribuțiile care survin în urma acestei funcții pe care noastră o dețineți în PSD Făgăraș, cea de secretar. Da, este... Mă rog, stabilit prin statut și am de făcut, mă ocup de organizare, de mobilizări, de programe, mă ocup și de sediul ăsta, de administrarea lui. Corect, un lucru îmbucurător, așa cum spuneați dumneavoastră, pentru cineva care își dorește și un alt soi de activitate în paralel cu ceea ce se întâmplă. Acum chiar că mai avem foarte puțin până la încheierea acestei emisiuni, fiindcă am trecut în revistă toate aceste aspecte despre care am vorbit și dacă suntem la timpul prezent și vedem în jurul nostru, zic eu, mai mult lucruri urâte decât frumoase cu ceea ce se petrece în România. Țară care tinde parcă din anumite puncte de vedere să decadă și acest guvern se chinuie să readucă măcar la linia de plutire ce mai poate salva. Ce ne rămâne decât să terminăm frumos această emisiune pe versuri de Eminescu, să ne gândim la marele poet național. Suntem în data de 15 ianuarie. Astăzi se împlinesc 163 de ani de la nașterea marelui poet. V-a plăcut, domnule Cuțitei, poezia? Și vorbim de poezia lui Eminescu. V-a plăcut să citiți? Bineînțeles. Eu sunt de formație, să zic așa, tehnică, însă din copilărie mi-a plăcut să citesc nenumărate domenii literare, iar poezia lui Eminescu vă mărturisesc că am asimilat-o sau m-a cucerit din copilărie. Eu am citit viața lui Eminescu de mai multe ori, o recitesc de fiecare dată la aniversare. O am și acum pe masă, viața lui Eminescu de Călinescu. Am rămas impresionat frumos că am ascultat la radio că s-a făcut o ediție nouă a operelor lui Călinescu, pe care îl consider unul din marii noștri cărturari și erudiți. Ce transmiteți tinerei generații, domnule Cuțitei? Având în vedere, știți dumneavoastră prea bine ce vreau să vă întreb, actuala, să zic eu, concepție a învățământului, către ce tinde, ce transmiteți dacă vorbim despre Eminescu? Cred că ce ne lipsește este înclinarea spre cultură, spre cultivarea spiritului și a sufletul până la urmă. Cred că partea umană din noi ar trebui mai des să stea în atenția tuturor și a celor care face educație și a părinților și a altor forme de a bisericii și a altora, pentru că înțelegerea dintre oameni și starea de cultură este până la urmă esențială pentru viitor. Vom construi în continuare dacă avem oameni bine pregătiți și bine intenționați. Eu cred că trăim acum o etapă de decădere, dar nu este de neoprit. Sunt convins că vom realiza lucruri mai frumoase și avem elemente suficiente. Iată că mi-ați vorbit și despre viitor. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea Media Obiectiv și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune!